Nicolița Gheorghiu este trecută de 80 de ani. Cu toate acestea a găsit puterea să meargă până în pânzele albe pentru a-i se face dreptate. Ea consideră că mormântul a fost vandalizat printr-o răzbunare. Dacă eu greșesc, Dumnezeu să mă vadă pe mine. Iar dacă a dat foc la cruce, e cruce, e crucea Domnului o să vadă Dumnezeu, dar până atunci să, vad, să se vadă că este bătaie de joc. Administrația cimitirelor nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere. Orice problemă pe care o aveți o puteți semnala și dumneavoastră prin SMS la numărul 1284 sau printr-un simplu apel la numărul de telefon 0252320320. Un reporter se va interesa de caz și îl va aduce în atenția factorilor responsabili.